Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la GTA Vice City. Nu uitați să apăsați butonul de like să strângem cât mai multe like la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Hai că am început bine aici. Suntem pe val, suntem pe zonă, vibe check. Urmărit de poliție, nici nu am ieșit bine pe ușa de la casă și deja mă vânează ăștia. Că asta era mașina mea. A mea e mașina, nu e al cuiva. E parcată în fața casei mele, deci e a mea. Asta este logica mea și o logică foarte bună. Înțelegi? Bun, o să mergem la Avery, la cowboy-ul meu preferat. Hai că mă lăsați fără uși. Bă, tâmpiților, îmi explodați mașina. Calmați-vă, naiba. Hai că dacă ajunge la asta, la unde stă el, la blocul ăsta, e bine. Oh, ia uite ce șmecherii pot să fac. Nici dacă mă plăteați nu facem asta. Din 1000 de încercări. Bun, hai că m-am dat jos pe partea asta și e cam sal, băieți. Nu știu cum să vă spun, dar m-am evaporat. Am zburat de aici. Hai sal. A rămas în costumă de golf, că mi-a fost lene să mai mă duc la magazinul de haine. Ce păr pe pieptare, Tommy Versato. Harambe. Asta e harambe. Harambe. Now I'm going to head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in Se and înțeleg ca două save the picături de apă. rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? A zis girls sau guys? Sper că guys. Ah, poliția nu m-a lăsat în pace. Bă, tâmpiților! Hai! Mission failed. Am înțeles. Dă și mie un last checkpoint, așa. La băiatul. Într-un fel mai bine. M-a scăpat de multe checkpoint-ul ăsta. Și întrebarea e, ne rămân armele, da? Și banii și tot? Da, perfect. Nu vreau mai mult, sincer. Hai că poți să mergi cu pe jos aici. Tommy Versatu, mamă, ce alergă. Șmecher. Hai să conducem dubița asta. Oh, nu. Zero, tu ești, mama? Am trag palme. O, fraților, asta este cea mai grea misiune din joc. Asta este cea mai grea misiune din joc, fără mișto. Oh, Doamne. Deci, această mirobolantă misiune m-a făcut să mă las prima dată de joc, când eram mai mic. Nu puteam să o fac, frate. Și am mai încercat și a doua oară și din cauza unui bug am renunțat. Șmecher așa. N-am ce zice. 7:30, trebuie să ajung acolo sus. Vai, 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 vai. Zbubă elicopterul ăla imediat. Da, să sperăm că e mai ușoară. Hai, du-te cu ea. Ei, să mai întâmplă. Hai, du-te sus. Să sperăm că se controlează ok. Hai, acum pe jos. Bun. Bă, nici prea mult, ce naiba faci? Ok. Ușor, ușor, nu ne grăbim. N-avem motiv de grabă. Poate vin și muncitorii ăștia după mine. Ok, bum, la fix. Hai, să nu ne încurcăm prea mult. Stai, ce faci mai aici? Cred că am învățat o schemă, dar se controlează foarte ciudat. Foarte ciudat se controlează. Mă, știi să mergi în linie dreaptă? Știe, mă. Știe elicopterul să meargă în linie dreaptă. Cu virajele nu prea se descurcă, nu știu de ce. E cam stupid dacă mă întreb pe mine. Uite-mă și pe mine. Cum conduc, sunt bedes. Pam, pam, pam. Drop bombița.
Mai e până la bombiță. Nu suport muncitorii ăștia pe aici. Nu știu ce își doresc de la mine. Sunt posedați. Ok, stai că am mers prost pe aici. Băi, copiile, nu știi ce te paști. Calmează-te. Mai îmi dau și ăștia. Și bum, șacalaca, îi luăm așa în primire. Bun, ăsta e primul etaj. Dar unde trebuie să arunc bomba? O, fix aici. Ba nu. Bă, nu da, mă. Bă, plăvane. Uite, unul dintre voi a murit. Nu mai face stâmpenii de-astea. Nu, cred că aici e. Da. Stai. Să ne luăm avânt. Iată, bă, al naibii. Bă, de ce naiba... Doamne, cum se controlează? Mă închin. Deci, efectiv, mă închin. Încă două bombe, dar se controlează infect rău. Nici n-am cum să am cel mai bun gameplay. Pana mea, frate. Ia uite și pe ăștia. Ce sălbatici sunt. Se duc după mine. Oricum, important e să nu bubuie elicopterul. Restul nu mă interesează. Îmi place cum ies din clădire, cum se controlează mai bine. Bate vântul într-o dungă acolo, cum naibai? Ce se întâmplă? Că nu mă prind. Hai, am luat-o și pe următoarea, mai am 4 minute la dispoziție. Îi rup fășanul și l-ăsta. Și let's go, fraților. M-aș duce la ultimul etaj, sincer. Să-mi fie mai ușor. Hai, cu grijă, cu calm. Că nu ne alergă nimeni. Ăla de unde naibă mai vine, mă, frate? Fratele meleu. Ha, vino încoace. Așa. Așa, păi vezi că știi. Trebuie să nu apeși prea mult, cred. Și îmi place că ăștia vin în continuu, știi? Nici o treabă nu. Bun, hai. Ușor, ușor. Calmate. Nu mai. Prefer să mă duc aici. Drop the bomb at target. Stai, păi ce, n-a fost la țintă? Cum așa? Cum mă, n-a fost la țintă? Așa. Așa mai vii de acasă. 3 minute pentru următoarea, eu zic că merge. Pentru 3 minute. Faza e că nu aruncasem bombița și de-aia făcea așa. Doamne, ce crâncen. Foarte crâncen. Până mă obișnuiesc eu cu el să termină misiunea. Uite ce am făcut aici, haos. Săraci muncitori, vreau și ei să-și câștige pâine aici. Dar am venit eu cu drona mea și le-am lăsat bomba. Bomba. Vreau să văd exploziile totuși pentru final, așa. Hop, fac drifturi pe zi. Hame, ial. Ia bombița, ia mă bombița, aoleu, am pierdut 10 secunde aici. Doamne. Așa, te pup pe tata. Stai că nu-i convine pe partea asta. 2 minute, guys, 2 minute. Realizabil, zic eu. Realizabil. Bine naiba că n-a explodat elicopterul. Ar fost chiar cringe. Hopa! Uite, primul etaj făcut. După aia next, aici. Stai că ne bat controlele astea rău de tot. Ne dau controlele astea, ne dau să zacem. Bun, și am ajuns aici. Și acum, cred că aici undeva. Stai că a coborât gardianul. Nu mai mișc. E bine, unde stai? Opa, așa. Gata. Respect. Bine, mă.
Bine, mă, tată. Da, tată. Am reușit. Am făcut cea mai grea misiune din joc. Mă rog, nu chiar. Că au remasterizat-o, știi, și pentru noi mai handicapați, așa. Totuși. Era crâncă, nu era o misiune. Acum, mai ok. Poți tu să faci povestea liniștit. Grijă la apă, că te mușcă. Te mușcă apa în jocul ăsta să mor eu. Sunt cu dubița. Și nu prea mai apar misiuni, știi? Da, nu prea mai apar. Ce naiba. Cam ciudat. Mai apare câul ăsta, Cortez, adică. Atât. La o parte, bro. Nu mă țin frânele să mor în Franța. Dar am zis că nu mă țin frânele. E cam insane. Avem și magazinul de arme, dar n-avem ce să cumpărăm, că 86 e ca și cum ar fi 100%. Dacă era sub 50, poate cumpărăm ceva, dar altfel nu merităm. Ăsta știu că e bogat și că are mașini faine. E după conduc pe două roți. Stai că nu bubuie mașina. Ba da. O să bubuie în curând. Ei, îmi place de Tommy că alerg rapid, știi? Știe să iasă din situații păroase. Mult shootout. Tommy, come, Tommy, my friend. Și ăla, frate. Tapir? No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in Liberty now. Here. Asta vine din din Liberty City. But in the meantime, I have a valuable deal. Bun, și-o puțin apă. Sunt cam salty. You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Și totuși, îl întâlni la mall, ca așa se numește misiunea. Da, sigur. Ah, ce drăguț, mă așteptam mașina să explodeze. A zis, eu explodez la comandă, dar trebuie să mă vezi. Că altfel, m-am distrus degeaba. Nu mai vedeți focurile de artificii? Ia, la mall, zici. Păi hai la mall atunci. If you need weapons, am arme, am pistol, ce mai vrei. GPS-ul ăsta merge și el sau sal? E cam sal. Trebuie să găsesc intrarea. O, stai că vin direct cu mașina. Ce mișto arată. Bă, îmi place mall-ul vostru, să știi. E cam mall-ul meu din oraș, fără mișto. Salut. Ai o deghizare. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig. That is propriété de la gouvernement français. Hand it over. You American idiot. What are you here? Te-a urmărit pe tine, idiotule. Bă, stai mă puțin, că sunt nebuni ăștia. Iau mașina și m-am cărat. Hai, let's go. Mama mia. Oh, naiba. A fugit curierul. Trebuie să mă duc după el cu Lambo. Uite în fața. Calea, mă rog. Tot aia. Uite și fața mai încolo. E cu motocicleta sau cu pe josul? Nu te pricepi. Ok. Tot mașina asta care e rapidă. Avem doar 200 la poliție? Un flac i-am ciuruit. Un flec cu șteanu. Ia uite cum conduc. Un om cu un plan. Așa mai vii de acasă. Bro. Așa mai vii de acasă. Ha ha ha. Vrum, vrum. Gata. Am venit cu pachetelul. Și cum nu mai apare nimic pe hardă, tot la Cortez trebuie să facem următoarea misiune. Ce convenabil. Wow. Ia zi, moșule.
De ce mai ai nevoie? Guardian Tomas, Angels. I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Tomas. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection on the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Mm-hmm. Gracias. Sună bine. Dar m-aș duce și pe la magazinul de arme, sincer. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Imediat. Înainte să mă duc să iau ce vrea el. Îmi iau muniție. Să-mi bat piciorul, chiar am nevoie. Bun, mă friend, ne întâlnim din nou, fii atent cum facem. Vreau așa, vreau un Uzi, nu știu dacă e scump, dar nu-mi pasă. A, un Mac, mă rog, Mac. Și out of stock. Am cumpărat. Hai. Ciao, ciao, sayonara. Sunt clientul tău fidel. Drive-by, uite mă că te învață, vezi? Chestia asta nu era în GTA 3, sau mă rog, era, dar nu mergea cum trebuie. Mă minunam eu de fiecare dată. Ia ce ascuns asta pentru moi. Ceva frumis sau sal. O, carabină. Drăguț, drăguț. Want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. Lance, by the way, Tommy Versetti, let's go. Lance, hi. Poți tu să conduci sau conduc eu? Ce chejul îmi dă mașina? Kruger. Aha, am înțeles. Interesant, nu zic, nu? Stop. Aolea, ce trafic e aici. M-a nebunit, deci în jocul ăsta străzile sunt o leacă mai mici, așa mi se pare. Și gen, sunt străzile mici și nu ai pe unde să te duci, frate, pe unde să te bagi cu japca în trafic. Trafic de Guinea. Hai, hai aici. Mi se pare că pe aici îmi dădea crash la asta. Sunt destul de sigur. Opa. You must be Cortez's new gun until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Hai, repede, go. Stăm bine, stăm bine. Asta este mitraliera. O, da, ce mașină. Tot așa se controlează, mamă, frate, mă enervează. Ăștia sunt cu banii, cred. Hai. Așa. Și? S-au înțeles sau le dați țeacă? Au venit alții. Brururun. Nu, se descurcă. Am eu grijă de el. Ha, v-a plăcut? Bă, dar tu stai să te uiți, Lens? Doamne, ești varză. Ești vărzică, să știi. Hai. Iese ăla și moare. Iată, place animația totuși, măcar atât. Doar un om mai supraviețuit. Hai că vine altul. Îmi plac animațiile, să știi. Wow! Acum vin cu motocicletele și le-a furat pachetul. Banii, au fugit cu banii. Mamă, bine. Bine rău, bravo. Ai fost tare la faza asta, n-am ce zice. Ha, go. Ce mișto. Unde fugi, mă, cu motocicleta aia, a? Trebuie să-i trag pe față. Hai, în pana mea!
Lol, prea ciudat să mor eu. Am înțeles. Gata. Îi trebuie să se mâroată, știi? Și de-aia nu mai putea să mai conducă fraierul. Gata, m-am întors, guys. De ce îți mai zic că n-am fugit cu banii? Hai că n-am fost chiar așa de rău. Chiar deloc. Place să conduc printre blocuri. E chiar tare. Hopa, hopa, Penelopa. M-am întors, lume. Și găsesc și ceva gratis pentru mine. Ăsta e Uzi, cred. Small weapon. Pâr, pâr, pâr. Ola, pitic porno. M-am întors. Hai, poftim banii. Ce ai, mă? Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Ha, te-a salvat, Tommy. A zis mulțumesc măcar. A fugit Lance. Bun, lume, dar cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe pentru episoade zilnice din seria de Vice City și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune, pa, pa.